Nurca europeană este una dintre cele mai rare mamifere de pe continentul nostru. Deși cu ani în urmă a trăit aproape în toată Europa, în ultimul secol a fost aproape stârpit de pe acest continent, rămânând câteva populații izolate în Spania, Franța, Belarus și Rusia. Una dintre ultimele refugii a nurcii este în România, în delta Dunării, unde mai sunt unele populații care prezintă și un viitor. Delta Dunării oferă un biotop favorabil pentru nurcă, unde se stabilește de regulă în zonele mai înalte deasupra nivelului apei, unde își construiește viciumile sau în scorburile arborilor. Nurca este adaptată vieții semiacvatice. Acest lucru este dovedit prin dăsimea blenii sale foarte estetică și prin existența unor pielici înotătoare între degete. Este un animal aproape complet maroniu, cu excepția buzelor, care au pete caracteristice albe. Poate aceasta este caracteristică pentru nurca europeană și partea superioară, deci facă superioară are părți albe. La americană numai facă din jos este alb. Se hrănește cu viețuitoare acvatice, îndeoseb cu tritoni, broaște, răcușori, peștișori, dar circa o treime din hrana ei provine din lumea mamiferelor și a păsărilor, bănând șoareci, șobolani și păsările mici. Pentru toamna, nurca este una dintre puținele mamifere din rândul răpitorilor care își face provizii, 10-12 kg de pradă pe care le ascunde în vizuinile sale. Dușmanul natural a nurcii sunt păsările răpitoare mari care ar putea să o atace și uneori vidra. La această expediție am constatat că problema cea mai mare ale efectivelor de nurcă este pierderea ecosistemelor și perturbația din partea factorului uman. Ceea ce dovedește că specia este foarte rară și trebuie să luăm măsuri de protecție pentru salvarea ultimelor nurci europene care mai trăiesc în delta Dunării. Avem un efectiv foarte redus, una dintre puține locuri în Europa unde specia aceasta mai trăiește. Delta Dunării, paradisul aproape pierdut. Un proiect Salvați Delta, în parteneriat cu Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial Mediu.